Salut! Începem cu acest episod o serie dedicată celor mai importante momente din istoria cehistă a României și vreau să încep periplul nostru cu un meci pe care îl consider ca fiind foarte relevant pentru ce a însemnat șahul românesc în istoria globală a șahului, și anume meciul dintre România și Uniunea Sovietică, prilejuit de Olimpiada de la Sipele de Aur, la Varna, meci care a dus față în față două reprezentative dezechilibrate. Și vorbim aici despre Naționala României, care propunea la primele două mese jucători de top, cum ar fi Cioccâltea sau Gheorghiu, în timp ce la ultimele două mese aveam pe Belasos și pe Ioan Gunzbeger. Diferență foarte mare de cele două mese. Pe 4 octombrie 1962 ne-am confruntat cu Uniunea Sovietică, selecționată, formată din patru foști campioni mondiali, foști sau actuali, și doi jucători de top, i-am numit aici pe Ghel și pe Keres. Împotriva noastră, Uniunea Sovietică i-a aliniat la primele două mese pe Spassky și pe Keres, Botvinnik a primit zi liberă. Iar la mesele unde sovieticii erau clar favoriți, au fost trimiși Geller cu piesele negre și Tal cu piesele albe. O să ne uităm peste fiecare din aceste patru partide ca să vedem cum am reușit la final noi, România, să obținem un meci nul împotriva echipei care a câștigat Olimpiada, având în finală un singur meci egal din toate disputate, cel împotriva României. A fost foarte interesant de văzut. Să ne așezăm acum asupra jocurilor. La masa întâi, Victor Cioccâltea a avut piesele albe împotriva lui Boris Spassky. Jocul a avut o desfășurare destul de liniștită. Cioccâltea a ales cu piesele albe un sistem care l-a făcut celebru, și anume Indiana Regelui cu piesele albe. Ideea de bază a albului este să fie negru în acest sistem. Vrea să pună un setup, o așezare de Indiana de rege, dar cu piesele albe, cu o mutare în plus. Mă rog, nu este foarte interesantă ideea de a vrea să joci cu negru atunci când ai piesele albe și de a-ți așeza un spațiu destul de restrâns. Negrul nu poate să împingă E5 în condiții bune și din acest motiv alege o așezare a spațiului un pic mai retrasă cu E6. Care este ideea forță a albului din spatele acestui sistem? În primul rând, ideea de a avansa acest pion până la E5 și de a paraliza întregul flanc al regelui, după care piesele albe se dezvoltă după o așezare destul de schematică, în sensul că nebunul din C1 primește rolul de a consolida punctul E5, calul de pe flancul damei urmează un traseu destul de lung, cal F1, cal H2, cal G4, după care pionul H vine să susțină câștigul de spațiu pe flancul regelui cu H4, H5. Jocurile moderne au arătat că negrul poate să câștige spațiu într-un ritm foarte bun pe flancul damei și că poate pune presiune pe pozițiile albe. Din acest motiv, acest sistem nu prea este des întâlnit în practica de turnee în 2019. Cal D7, cal F1, albul consolidează acel punct E5 și protejează teritoriul pe flancul damei. Dacă observați, nu prea există contact între armata albă și armata neagră. Spassky, având piesele negre, nu-și dorește foarte mult de la această partidă. Progresează, bineînțeles, dar nu-și dorește ceva foarte, foarte direct, pentru că, până la urmă, meciul era compus din patru mese și atunci când l-ai pe Tal cu piesele albe, este ca și cum l-ai avea pe Messi singur cu portarul. O să vedem ajuns la ultima masă. Cal A7, cal H2, albul continuă să-și dezvolte piesele schematic. Cal D4, preia tura din A1, protejarea câmpului C2.
cal F3, cal C6, schimbul pe D4 trebuie să realizeze în astfel încât negru să păstreze piesă pe câmpul D4, altfel nu mai are pur și simplu cum să pătrundă în poziția albului. Cal F3, observați, s-au creat simplificări masive, o pereche de figuri ușoare a dispărut de pe tablă, damă D7, H5. În momentul ăsta albul nu are cum să pătrundă în poziția negrului, nici negru nu poate să-și asume riscul de a deschide diagonala nebunului din F3 și lupta, bineînțeles, că se încheie cu egalitate. Nici din cele două părți nu va reuși să progreseze, astfel că la prima masă am avut o remiză destul de ușor de obținut și ne vom îndrepta către partida de la masa a doua. Joc unde l-am avut cu piesele negre pe Florin Gheorghiu. Florin se afla într-un moment foarte bun al carierei, era aproape de Olimpul șahist și l-avea în fața lui pe eternul număr 2, Paul Keres, un jucător care a cochetat tot timpul cu elita mondială, dar care niciodată n-a putut să ajungă până în faza finală a unui campionat mondial. Florin are piesele negre în această poziție, să vedem cum a dezvoltat jocul. D4, cal F6, cal F3, Keres nu avansează teritoriul pe flancul de amin, joacă C4, G6 și cel mai pur stil Carlsen. Keres alege sistemul Leningrad, un sistem fără perspective pentru alb, în mod deosebit. Cal BD2, C5, Florin pune presiune pe centru, dar toată tensiunea dispare după acest schimb, lăsând poziția într-o simetrie care nu oferă prea multe șanse de luptă. Deci avem un 4 contra 4 pe flancul regelui și în centru, 2 contra 2 pe flancul damei, o singură coloană deschisă, coloana C, pe care se vor toca piesele grele. Deci această luptă era sortită egalității și păcii. Cal C6, nebun H3, asigură spațiu pentru nebunul din F4. Dacă observați, nu prea există perspective de luptă. Soldații dispar unul câte unul de pe tablă. Pur și simplu, cele două armate și-au dorit la această masă să se anihileze reciproc. Pentru ruși, pentru sovietici la vremea respectivă, Gheorghiu era poate cel mai periculos jucător din echipa română și aceea era normal să-l anihileze. Iar meciul efectiv se ducea pe ultimele două mese. Cal D2. Observați că dispar figurile grele foarte ușor pe coloana C. După care regele negru apare și el în luptă și albul trebuie să recunoască egalitatea. Nu că și-ar fi dorit ceva foarte mult. Are un pic mai mult spațiu, dar nu există șanse de pătrundere în teritoriul lui Gheorghiu. Din acest motiv putem să spunem că remiza la masa 2 s-a obținut foarte ușor. Și acum vine poate cea mai interesantă confruntare. Oricum, ultimele două mese erau extrem de dezechilibrate în favoarea sovieticilor, bineînțeles. Dar ce s-a întâmplat la masa 3 nu cred că a fost pe placul sovieticilor, deoarece la masa 3 îl propuneau cu piesele negre pe jucătorul care era un adevărat nemesis pentru Fischer. Jucătorul care nu prea pierdea în duelurile cu Fischer. Deci vă dați seama, să-l ai pe Giller pe masa 3 împotriva lui Belasos era un punct sigur pe care ți-l planificai încă din pregătirea jocului. E interesant ce s-a întâmplat pe tablă. Giller, bineînțeles, că a ales Indiana de Rege. O așezare de totul sau nimic cu piesele negre. Iar jucătorul român alege atacul celor patru pioni. Destul de interesant și de riscant, pentru că albul își asumă foarte multe riscuri. Oferă multe câmpuri de pătrundere pieselor negre. Giller este obișnuit cu genul de structuri care apar aici, A6. Foarte agresiv cu spațiu negru. Bătaie în D5. Și poziția asta este foarte echilibrată. Acum eu cu negru am o singură problemă mare. Faptul că am trei figuri ușoare care concurează pentru câmpul de 7, mă rog, este o chestie pe care trebuie să o rezolv. Iar modul cum este pusă structura în acest moment,
îmi permite mie să lupt pentru câmpul E4 cu succes dacă deplasez nebunul din ciob la F5, puntura pe E8, după care schimburile pe câmpul E4 mi-asigură mie un joc destul de lejer. A5 pentru negru este logică mutarea A5, deoarece un eventual B4 putea să creeze foarte multă panică pe flancul damei. Rocada, cala 6. E, decizia asta de cala 6, cal B4 nu a fost poate cea mai deșteaptă idee pe care putea să o propună Geller. Bineînțeles că el a văzut câmpurile albe din lagărul armatei lui Belasos și o eventuală coordonare cu nebun F5, cal B4 e de înțeles. Doar că, practic, nu va putea să cucerească aceste câmpuri pentru un motiv foarte simplu. Nebun D3, cal B4, nebun B1. Și acum, ce faci cu nebunul din C8? În loc să-l așezi liniștit la F5 și să ai o luptă echilibrată, a vrut să culeagă vânt. Ei, și acum Geller culege furtună. Tur E8, oricum lupta e departe de a fi. Chiar atât la F5, F5 are foarte multă forță, foarte multă forță. Cu ghea F5 o decizie un pic dubioasă. Cal G4, cal E5 pare mai logic. Ghea F5, în momentul ăsta, Geller l-a subestimat pe Sos, care a construit o poziție incredibilă de atac pe flancul regiului. Cal H4, cal E4, cal E4, simplu, damă H5, câmpul cheie pentru damă, damă E7. Și acum foarte interesant faptul că albul a văzut manevra de activare a turei de pe flancul damei, o manevră pe care a jucat-o și Geller cu succes în alte sisteme similare. Tura A3. Are o partidă foarte interesantă Geller în care joacă tura A2, tură F2 într-o Indiana Nimzovici extrem de ascuțită. Tură G3. Albul s-a mobilizat foarte bine și a construit un grupaj de atac format din cele 5 figuri. Un grupaj de atac pe care negru nu poate să-l contrabalanceze. Calul din B4, vă rog să priviți, calul din B4, tura din A8 și nebunul din C8 sunt spectatori la această desfășurare de forțe. Tură F8, nebun H6, logic și simplu. Tură F7, practic el putea să cedeze liniștit în momentul ăsta. Tură F5, nebun F5, cal F5 și poziția colapsează. Poate tura aia la F5 era aici ceva care să merite atenție. Tură F5, tura aia, dama ia F5. Dar după nebun G7 totul s-a rupt. Acum, la o continuare banală, nu știu, damă G3 poate, dar nu mai ai absolut nimic aici cu piesele negre. Și Sos produce surpriza câștigând în 23 de mutări împotriva gigantului Efim Geller. Lucrul ăsta a pus oarecare presiune pe echipa Rusiei, echipa Uniunii Sovietice, scuzați-mă. Astfel încât la ultima masă, Talcam trebuia să egaleze, să echilibreze meciul. Avea piesele albe împotriva unui jucător cu mai puțină experiență competițională decât avea el, Gunzberger. Un jucător care a ales chiar un sistem solid cu piesele negre, apărarea franceză. Un sistem pe care Tal a reușit să-l demonteze, din păcate pentru noi. Era chiar interesant să-i bate pe sovietici. Tal cu piesele albe începe lupta cu E4, E6, D4, D5, cal C3, sistemul Nimzovici, nebun B4, E5, bineînțeles, C5, se pune structura tipică pentru apărarea franceză, cal E7, damă G4, și acum bineînțeles că albul are foarte multe opțiuni, are foarte multe opțiuni în poziția asta. Cea mai interesantă este rocada mică, cea mai simplă. La o rocadă mică urmează poate, nu știu, nebun de 3, C4, nebune 2, nebune 2, cal din Bela C6, poate cal F3 și poziția continuă într-un ritm cunoscut pentru cei care folosesc astfel de sistem cu piesele negre. Albul se bucură de foarte mult spațiu pe flancul regelui. Din păcate îi lipsesc anumite câmpuri cheie pe care să le folosească
pentru a avea succes în această inițiativă. Deci negru este stabil, e ok, e în regulă aici. Gusberg a ales lege F8. O continuare, mă rog, relativ ok. Pentru negru nu este foarte greu să-și apere câmpul de pe flancul regelui. Cal F3, nu are cum să-l penalizeze albul pentru această lipsă de coordonare pe care o arată negru, faptul că regele întrebe coordonarea armatei negre pe linia 8-a, cal din bela 5-6, a 4, dama 5-7, mutări de dezvoltare absolut normale, echilibrul domnește pe tablă, nebun de 3, bineînțeles ce 4 nu lăsăm consolidarea nebunului pe diagonala pe 1-H7, nebun e 2, cal G6. Puterea cal G6 aici îl lasă pe negru într-o situație un picuț dezavantajoasă. Calul nu avea ce să caute pe acel câmp. Este ușor expus. Poate că aici era mult mai interesant să joace nebun de 7, să continue dezvoltarea. H4, bineînțeles. H4, H6. H5. Rege G8. Și poziția negrului pe flancul regelui poate fi apărată cu succes. Va progresa, bineînțeles, armata albă, doar că nu se va întâmpla nimic spectaculos. Nebune de cal G6, dama H5. Cal din cel E7, rocada mică, echilibru domnește în continuare, doar că negrului este într-o oarecare instabilitate. Și acum H4 ar fi mutarea care oferă albului cele mai bune șanse de a-și îmbunătăți poziția pe flancul regelui. Tură E1 este mutarea mai lentă. Rege E8. Negru se pregătește să evacueze flancul regelui. G3, din nou H4 este întârziat. Tal nu vrea să-și asume chiar foarte multe riscuri. H6. H6 oferă acces pe câmpul G6 la un moment dat și în momentul ăsta permite albului să se regrupeze foarte bine cu dama G4, urmat de H4-H5. Acum, singura cale prin care se poate reorganiza negru este cal F5, nebun F1, și dacă joacă rege F8, trebuie să apere câmpul G7, nu poate să-l lase. H4-H5, dama G5, și pentru negru este greu să progreseze din această poziție. Cal H4, rocada. Era mult mai simplu aici calea H4, adică Gusberger nu a vrut să îi ofere lui Tal șansa de a-și elibera câmpurile pentru damă și nebun. Adică vrea să păstreze acel cal pe H4 în ideea că acel câmp este inaccesibil pentru armata albă acum. Numai că a omis un lucru foarte interesant. Regruparea nebunului de câmpuri negre, care acum ocupă foarte confortabil câmpul de 6. Situație din care ia negrului o mare parte din mobilitate. Practic aici Gusberger nu putea să protejeze și câmpul C4 și câmpul F7. Situația este foarte interesantă, pentru că dama, din poziția pe care o are, pune presiune în două câmpuri, direct pe F7 și indirect în C4. Acum la dama E8 urmează nebunia C4, pentru că dacă observați, dama vizează punctul neprotejat din A8. Deci din acest motiv, Gusberger este nevoit să cedeze accesul în propriul teritoriu, iar Tal aduce acasă un punct care înseamnă evitarea înfrângerii de către Uniunea Sovietică, o înfrângere, nu pot să spun rușinoasă, dar o înfrângere care ar fi știrbit din moralul sovieticilor. Un moral destul de ridicat dacă ținem cont de faptul că ei veneau din postura de mari favoriți la această olimpiadă. Deci, pot să spun că rezultatul acesta 2-2 este unul cu adevărat istoric, fiind singurul pe care sovieticii l-au lăsat la Varna. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-a făcut plăcere să urmăriți aceste partide și vă invit să vizionați și episoadele următoare ale istoriei șahului românesc.